deputați vor fi monitorizați. Nu va ajuta pe aceștia să se pregătească mai bine din punct de vedere pedagogic. Păi, în cauza dumneavoastră spune că profesorii nu sunt pregătiți din punct de vedere profesional. Și problema este că v-am explicat că ceea ce li se predă, chiar dacă ei îi evaluăm un an, nu înseamnă că ceea ce li se predă este ceva pregătire. Acolo am o problemă, de ce mai evaluăm? Ei preservează... Nu, deci după facultate ei un an vor fi monitorizat și vor ști care este situația în momentul de față. Nu vor fi în acest fel, nu vor fi împinși să se învățească și să învețe să predea mai bine. Bun, ați vorbit despre profesorii în vârstă, care ar trebui să dea și ei masturi. Ei bine, nu trebuie și ei să se adapteze la actualul sistem și... Da, dar există multe... Există, de exemplu, din an, odată la 5 ani, există pregătire profesională, nu pregătire perfecționale, pentru că normal, societatea se schimbă, dar și există multe alte manuale care ajută, există cercuri la care profesorii se întâlnesc, pentru a evalua într-adevăr cum se schimbă societatea. Deci, de ce ar fi o problemă pentru ei să se adapteze la acest sistem? De ce ar fi o problemă pentru ei să se adapteze? Pentru că este un efort foarte mare ceea ce cereți dumneavoastră. Câți master-ul se face... Asta e doar... Nu poți să le cer să schimbe totul, să facă acele lucruri acea perfecționare sau anumite metode adaptate la ce știu ei deja, da, dar să schimb cu totul și să le cer și plus să le tai toate sporurile care au acum la salariul din toată ca o vechime, ar însemna pentru ei, pur și simplu, nu-i ajută cu nimic. Faptul că le tai acele lucruri pentru că dacă măsurăm, tot ce au adunat ei de lucru care este mai mulți bani decât ceea ce știți. Dar dumneavoastră, nu este posibil ca un profesor care nu are atâta vechime să fie la fel de bun sau chiar mai bun decât unul cu o vechime foarte mare? Ba da, dar asta nu înseamnă că este ca acei bani sunt nejustificat și că pentru că în timpul lucrurilor se acumulează mai multe experiențe și faptul că tu ești plătit și în funcție de cât ai muncit, cât ai dehinuit, cât... Nu trebuie să fii plătit și în funcție de cum trăgai și cum știi să captezi atenția elevilor. Și cum, cât de bine îți faci cu oră. Da, dumneavoastră ești plătit. Păi, noi am vorbit de acele...